dumneavoastră, în ce cheie politică vedeți dumneavoastră jocul lui Alexandru Cumpănaș, un om fără îndoială cu multe contracte cu instituții ale statului, după cum anumite publicații au revelat, ultimul pus în spațiu public chiar de Libertatea chiar astăzi, un contract de 1 milion de lei pentru niște compoziții înduelnice, înțeleg că foarte multe compuneri de pe internet. Da. Vă dați seama că în contextul revelațiilor tulburătoare mai de întâi, la Caracal... Mai întâi, cum să ai curajul să ieși în public cu o astfel de campanie când tu știi că ai în spate niște deci, lucruri? Deci încă o dată, eu am fost dispus în toată această perioadă în care s-a vorbit despre Caracal să îi acord această, nu știu, bona fide, să-i dau dreptul să vorbească numele unor apropiați, înțeleg că sunt și rude. La nivel despre, uman? Da, despre moartea unei persoane care... Presupusa moarte, da. Pentru că aici totuși... Care a tulburat o țară întreagă. Despre asta cred că oricine are dreptul să vorbească. Avem niște dubii. E un caz pe care eu nu l-am abordat. Nu-l deschidem exact acum, da. Dar în orice caz, despre acest subiect, cred că orice rudă sau orice cetățean are dreptul să vorbească. Iar dacă rolul lui Alexandru Cumpănaș a fost să pună lupa pe toată această rețelistică de interlopi, nu îi putem și reproșa acest lucru. Și pe felul în care statul răspunde la nevoile unui cetățean când sună la 112, e meritoriu. Important. E meritoriu ceea ce s-a întâmplat din acest punct de vedere. Acum, faptul că niște polițiști, niște procurori răspund pentru felul în care au gestionat cazul, cred că este util. Poate să ne vinovați, dar să dovedească... Însă crează un precedent că atunci când un alt cetățean sună la 112, oamenii ăia poate să ia altfel niște cazul, măsuri. Da. Însă, faptul că tu ai atârnat, cum se spune, nu, în profesia dumneavoastră de jurnalist, faptul că tu ai atârnat ani de zile de bugetele Ministerului Culturii sau bugetele Ministerului Afacerilor Interne, chiar de interne, afacerile interne care se ocupă exact de demantelarea sau ar trebui să se ocupe de demantelarea acestor rețele și tu n-ai spus nimic, faptul că tu te-ai înfruptat din bucatele guvernării și ai acceptat să livrezi în anul centenar 2018 o maculatură copy-paste după Wikipedia, în condițiile în care, iertați-mă, sunt cărți serioase, da? Care ar merita citite și de ce nu chiar sprijinite cu bani publici pentru a ajunge, nu spun că sunt cărțile mele, poate să fie alte cărți, dar sunt cărți care au trecut odată testul pieței, deci unele cărți care s-au tipărit în, nu știu, 20.000 de exemplare, 10.000 de exemplare și care după ce s-au tipărit în aceste tiraje importante ar putea fi sprijinite de către stat, apropo, e anul cărții, nu știu dacă știți, și aceste cărți ar putea ajunge și la oameni cu mai puțin bani, da? Printr-o subvenție. Nu sunt pentru subvenții, dar presupun că dacă tot se dau bani pentru cărți sau tipărituri, mai bine se dau pentru lucruri serioase decât pentru lucruri care seamănă amaculatură. Ori domnul Cumpănaș a avut neobrăzarea, absoluta nesimțire, iertați-mă, să ia acești bani, sute de mii de euro, de lei, înțeleg, iertați-mă, de lei, deocamdată astăzi revelațiile, în timp ce el nu este un scriitor. De altfel, când vorbește, îți dai seama de acest lucru. Vocabularul său este destul de limitat, educația lui este absolut neconvingătoare, parcursul său academic este inexistent, cel puțin în termenii... E în orice caz neclar parcursul... Parcursul academic în termenii unui om care să primească aceste finanțări. Noastră știți că în România avem oameni care știu sanscrită și mor de foame? Știți că în România avem clasiciști care traduc din greacă și din latină și care abia își duc traiul de pe o zi pe alta? Dumneavoastră știți că avem oameni care ar putea să traducă toate documentele din biblioteca Bataneum de la Alba Iulia, care sunt scrise în germană, maghiară și latină, dar nu sunt plătiți să o facă, tocmai pentru că nu sunt bani. De altfel, apropo, să-i dăm cezarului ceea cezarului, domnul Traian Băsescu a cultivat o relație prietenească și de promovare a unor oameni de cultură de prim rang. Domnul Patapievici, domnul Pleșu, domnul Licean, adică niște oameni care sunt dincolo de orice îndoială vis-a-vis de anvergura domnilor. Da, gândiți-vă că ICR-ul a fost condus de domnul Patapievici. Puteți compara activitatea de astăzi a ICR-ului cu activitatea de acum 10 ani? Că bugetele între timp au crescut, dar activitatea este neconvingătoare. Deci, alianța între inteligența pragmatică a unui politician
și inteligența, să spunem, teoretică a unui om de cultură poate fi una fericită. Și am spus-o și o să o repet. De-a lungul istoriei poporului român, noi am avut așa ceva. Constantin Brâncoveanu era un pasionat de istorie, literatură și teologie. Fiul său, de altfel, era un teolog consacrat. Vorbea Brâncoveanu 7 limbi străine. Vă mai spun ceva. Carol, dacă mergeți la, sigur, la Pelișor, avea în biblioteca personală volume în 7 limbi străine. Vă mai dau câteva exemple. Nu numai în România au fost aceste personaje absolut providențiale. L-am avut bunoară pe Thomas Jefferson, da? În Statele Unite, un om care în biblioteca lui personală avea izvoare despre tradiția republicană romană, avea acces la constituțiile ateniene și așa mai departe. Un om care